Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar și împreună vom descoperi la educație socială capacitatea de a ne mira ce valoare au întrebările și de ce nu luăm totul ca fiind cunoscut. Astăzi o veți cunoaște pe Ana. S-a întors din Spania vara aceasta împreună cu familia sa în Cluj, orașul natal al tatălui. Cunoștea Clujul doar din poveștile părinților și din fotografii. Ana abia aștepta să viziteze grădina botanică. Tatăl era nerăbdător să ajungă la spital să vadă cum se simte mama, care era grav bolnavă. Iar mama Anei își ascundea supărarea față de aceasta de când a rămas fără loc de muncă. Ați descoperit motivele care au determinat familia Anei să se întoarcă în România? Găsiți și voi alte motive pentru care familia Anei a decis să revină în țară. Foarte bine, v-ați descurcat minunat! Într-o zi, Ana își aștepta mama în stația de autobuz pentru a merge la medicul de familie să se înscrie. În timp ce aștepta autobuzul, din casa de vis-a-vis a ei, a observat că a ieșit la plimbare o familie. Avea o fetiță de vârsta ei! Ana s-a mirat, apoi a început să se întrebe. Familia aceasta este în vizită sau este vecină cu noi? Mi-aș dori să am o prietenă și aici, dar oare ea ar vrea? Observăm că Ana este mirată, adică nedumerită, surprinsă. Și se întreabă, oare ce este întrebarea? Întrebarea este un enunț verbal sau scris adresat cuiva cu scopul de a primi un răspuns. Da, Ana a răspuns singură la toate întrebările și a descoperit că fetița din stație era Mara, noua ei prietenă. Toată vara și-au petrecut-o împreună și a făcut și alți prieteni, iar seara vorbea cu prietenele sale din Spania pe WhatsApp. Era minunat. Într-un weekend a fost împreună cu familia Marei la Brașov. I-a plăcut tare mult. Iată pe Ana în prima zi de școală. Ajuns în curtea școlii, avea impresia că îi fuge pământul de sub picioare. Nici ea nu știa dacă este mirată, curioasă, interesată, neîncrezătoare. Continuă tu cu câteva reacții pe care crezi că le avea Ana. Foarte bine! Ai descoperit ce simțea Ana. Sentimente care le-ai trăit și tu, nu-i așa? Ajuns în sala de clasă, emoțiile o însoțeau pe Ana. Se pare că erau singurele prietene, iar întrebările erau ca o furtună în mintea sa. Se întreba cum sunt colegii, câți profesori am, ce discipline noi voi avea, mă voi descurca în noua clasă, microbuzul școlii ajunge și pe strada mea, de ce ar trebui să plec din Spania? De parte de Ana, nici Consuelei nu era ușor să înceapă școala, fără colega ei de bancă. A căzut pe gânduri. Formulează întrebări în raport cu ceea ce crezi că simțea Consuela. V-ați descurcat foarte bine și de data aceasta. Felicitări! Voi credeți că sunt importante întrebările? Credeți că sunt valoroase? Haideți să vedem la ce ne ajută ele. Întotdeauna, întrebările te ajută să înțelegi și să afli lucruri noi, să obții informații, să înveți eficient, să gândești, să lămurești anumite confuzii, să ceri ajutor, să eviți greșelile și pericolele, să te împrietenești, să colaborezi eficient în grup. Vedeți cât de importante și valoroase sunt întrebările? Uneori simțiți o presiune din partea colegilor, prietenilor, părinților, profesorilor referitoare la întrebări?
Nu-i așa că zilnic audiți întrebările? Ai mâncat? Ți-ai făcut temele? Ai avut de pregătit ceva pentru astăzi? De ce nu ai răspuns la telefon? Haideți să vedem cum este o zi fără întrebări sau cum ar fi o zi fără întrebări. Discutați în grupe de câte 4 elevi. Cum credeți că ar fi o astfel de zi? Ce ați pierde? Ce drepturi ar fi încălcate? Ce consecințe ar avea aceste interdicții? Comparați drepturile și responsabilitățile Anei cu cele care le-ați descoperit voi acum. Ce observați? V-ați descurcat minunat! La revedere și să aveți un an școlar plin de întrebări și răspunsuri valoroase!